Informațiilor E15, doamnelor și domnilor, sunt Ștefan Bășcuță, bine v-am găsit la știri. Armata ucraineană a anunțat că un soldat a fost ucis de o bombă lansată de separatiștii proruși, între timp continuă evacuările în masă în teritoriile separatiste din estul Ucrainei. Autoritățile proruse din Republicile Donetsk și Lugansk au declarat mobilizare generală și au început să evacueze populația. Deciziile separatiștilor au fost justificate prin faptul că Ucraina ar plănui să lanseze un atac, lucru negat însă de Kiev. În paralel cu evacuările au avut loc și mai multe explozii în Donetsk și Lugansk, care au ajutat autoritățile proruse să justifice evacuările. În plus, liderul autoproclamat al Republicii Donetsk, Denis Pușinin, a anunțat mobilizarea generală a tuturor rezerviștilor. Pe parcursul nopții au continuat evacuările din regiunile din estul Ucrainei ocupate de separatiștii ruși. Atât copiii cât și adulții au fost urcați în autobuze și transportați în localități deocamdată necunoscute. Liderii autoproclamatelor Republici Populare Donetsk și Luhansk au declarat mobilizare generală și au justificat evacuările prin faptul că o invazie a Ucrainei este iminentă și au indicat că au de gând să relocheze 700.000 de oameni. În paralel, mașina unui lider separatist din Donetsk a sărit în mod misterios în aer. Ucraina a negat în mod categoric orice intenție de a iniția o operațiune militară. Cu toate acestea, în dimineața zilei de sâmbătă, noi evacuări ale separatiștilor au fost anunțate de sirena antiaeriană. Mai la este, în regiunea Luhansk, o conductă de gaze a sărit în aer la doar câteva ore după explozia mașinii din Donetsk. Statele Unite au precizat că, de fapt, exploziile din Donetsk și Luhansk și evacuările separatiștilor fac parte dintr-un plan al Rusiei de a-și justifica propria prezență în estul Ucrainei. We also continue to see more and more disinformation being pushed out by to the Russian public, including Russian-backed separatists, claiming that Ukraine is planning to launch a massive offensive attack in the Donbas. Defies basic logic to believe the Ukrainians would choose this moment with well over 150,000 troops arrayed on its borders to escalate a year-long conflict. Pe fondul actualelor tensiuni, președintele american a mai transmis și un avertisment cu privire la un posibil plan de invazie rusesc în estul Ucrainei. We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. If Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. Cele mai recente estimări ale NATO cu privire la forțele ruse de la granița cu Ucraina au ajuns la 190.000 de soldați, adică aproape dublu față de numărul din noiembrie 2021. Rusia nu va avea parte decât de și mai multă prezență NATO la granițele sale, a precizat secretarul general al NATO în cadrul conferinței de securitate de la München. Aflată la același eveniment și vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, a afirmat că Rusia riscă sancțiuni fără precedent dacă va invada Ucraina. Declarațiile celor doi vin pe fondul unei escaladări a tensiunilor ruso-ucrainene care au dus la evacuări în masă și la decesul unui militar ucrainean. Russia has relentlessly massed troops in and around Ukraine in the biggest military build-up since the Cold War. We do not know what will happen, but the risk for conflict is real. If Kremlin's aim is to have less NATO on its borders, it will only get more NATO. And if it wants to divide NATO, it will only get an even more united alliance. Aflată la aceeași conferință, Kamala Harris, vicepreședintele Statelor Unite, a avertizat că nu vor fi impuse doar sancțiuni economice asupra oricui va ajuta Rusia în situația în care aceasta va invada Ucraina. I can say with absolute certainty, if Russia further invades Ukraine, the United States, together with our allies and partners, will impose significant and unprecedented economic costs. And we will not stop
with economic measures. We will further reinforce our NATO allies on the eastern flank. Imediat după videoconferința organizată de Joe Biden cu liderii din cadrul Alianței Nord-Atlantice, președintele Klaus Iohannis a transmis că în contextul crizei ruso-ucrainene situația rămâne critică și că aliații NATO trebuie să își demonstreze unitatea. Un mesaj similar a avut și președintele american Joe Biden, care a indicat faptul că aliații NATO au căzut de acord să impună un set de sancțiuni drastice în situația în care Rusia chiar va invada Ucraina. Într-un mesaj scurt postat pe Twitter, Klaus Iohannis a transmis că situația din estul Ucrainei rămâne critică. Importantă conferință de coordonare găzduită de președintele Biden în contextul în care situația în materie de securitate continuă să fie critică. Trebuie să demonstrăm unitatea noastră și să continuăm consolidarea modalităților NATO în sensul descurajării și apărării flancului de est, a scris președintele Klaus Iohannis pe Twitter. Președintele României a transmis mesajul după o videoconferință pe tema tensiunilor ruso-ucrainiene, găzduită de președintele american Joe Biden și la care au luat parte și liderii celorlalte state membre NATO, precum și liderii Uniunii Europene. În intervenția din timpul videoconferinței, Klaus Iohannis a mai subliniat și necesitatea continuării consultărilor în acest format și importanța crucială a menținerii coordonării strânse și a unității aliate și transatlantice. Totodată, președintele României a mai precizat că țara noastră este pregătită să gestioneze toate implicațiile actualei crize. Între timp, la Washington, președintele american Joe Biden a precizat că a existat consens între aliații occidentali cu privire la răspunsul pe care Alianța și Uniunea Europeană îl vor avea în cazul unei invazii rusești în Ucraina. There seems to be a unanimity of spirit to do between the United States and Europe to do some sanctions, a comprehensive sanctions, but is everyone on board with the exact same sanctions that you want to do? Yes. There'll be some slight differences, but none. There'll be more add-ons than subtractions. După anexarea peninsulei Crimeea și invadarea estului Ucrainei din 2014, Rusiei i-au fost deja impuse sancțiuni economice atât de către Statele Unite cât și de Uniunea Europeană. Sancțiunile combinate cu un preț al petrolului care până recent a fost relativ scăzut au afectat puternic economia rusă, iar ulterior și planurile Moscovei de modernizare a forțelor armate și a infrastructurii sale energetice. Schimbăm registrul. Autoritățile elene încă încearcă să-i găsească pe cei 12 pasageri care nu au reușit să plece de pe vasul Euroferii Olimpia, cuprins de flăcări în apropiere de insula Corfu. Operațiunile sunt îngreunate de faptul că în interior temperatura a ajuns la un nivel intolerabil. Dimineață, incendiul tot nu fusese stins în totalitate. Autoritățile elene încearcă să dea de acei pasageri ai feribotului Euroferii Olimpia care nu au reușit să fugă la timp. Aceștia rămăseseră blocați în garaj după ce au preferat să doarmă în mașini în loc să se ducă în zonele destinate pasagerilor. Cu toții sunt șoferi. 9 dintre ei sunt cetățeni bulgari, iar 3 greci. Pe parcursul nopții trecute, serviciile de intervenție s-au concentrat pe răcirea carcasei navei, însă dimineață încă mai erau flăcări în interior. Acest lucru, precum și faptul că temperaturile au ajuns până la 600 de grade Celsius, au făcut imposibil accesul pe feribot. 278 de persoane au fost salvate de la bordul Euroferii Olimpia, un vas sub pavilion italian, care a luat foc în timp ce făcea o cursă între Grecia și Italia. 29 dintre pasagerii salvați erau cetățeni români. Feribotul mai transporta și 153 de camioane și remorci, dar și 32 de autoturisme. În urma incidentului, 2 persoane au fost transportate la spital după ce au inhalat fum. Una dintre victime a avut nevoie de intubare. La noi în țară, guvernul ar putea aproba săptămâna viitoare proiectul privind măsurile pe energie, proiect ce ar urma să intre în vigoare de la 1 aprilie. După ce executivul a pus cap la cap toate propunerile, se pare că a ajuns la o concluzie privind acest pachet care să stopeze majorarea facturilor la gaze și energie. Dar mai multe detalii despre acest subiect ne spune chiar acum în direct colega mea, Gabriela Mihai. Bine te-am găsit, Gabi, te ascultăm. Am găsit. Săptămâna viitoare la Palatul Victoria ar putea avea loc o ultimă întâlnire între premierul Nicolae Ciucă, dar și mai mulți specialiști.
specialiști în energie și totodată și cu sindicatele și patronatele, astfel încât să fie puse la punct ultimele soluții în acest pachet care ar urma să fie adoptat la finalul săptămânii viitoare. Un pachet care vine să intre în vigoare din momentul în care iese din vigoare ordonanța de urgență, care prevede în aceste momente plafonările și compensarea facturilor. Astfel că de la 1 aprilie, cel mai probabil, spun surse guvernamentale, am putea vedea o reglementare a tarifelor la energie electrică și gaz pentru consumatorii casnici, IMM-uri și totodată și instituții publice. Această reglementare s-ar face la tariful care de altfel este și acum prevăzută în ordonanța de urgență dată pentru a veni în ajutorul populației. Așadar, când vorbim despre energie electrică, ar fi vorba despre o plafonare la 0,68 de bani kilowatt pe oră și în cazul gazelor 0,31 de bani. Așadar, vedem că aceste măsuri ar urma să vină după ce în ultimele săptămâni am văzut că socialdemocrații și liberalii nu au reușit să ajungă la un punct de vedere comun în ședințele coaliției de guvernare, însă am văzut că socialdemocrații veniseră cu această propunere de reglementare a tarifelor. Îți mulțumesc, Gabriela. Mergem mai departe. Comisia Europeană intenționează să impună statelor membre ale Uniunii Europene obligația de a-și umple depozitele de gaze înainte de venirea sezonului rece, în ideea de a crește stocurile și de a face față perturbărilor cu aprovizionarea. Prețurile rămân la un nivel ridicat și în prezent pe fondul tensiunilor dintre Ucraina și Rusia, principalul furnizor de gaze al Europei. O astfel de măsură este una binevenită, dar trebuie totuși să facem o distinție. Depozitele de magazinare au două mari funcții, una comercială și una strategică. Aspectele comerciale sunt aspecte care sunt dezvoltate de furnizori, ținând seama de cerile de gaze naturale în perioada rece și ținând seama de jocul prețurilor, adică prețuri disponibile în perioada caldă mai reduse, care să fie practic valorificate iar atunci când prețurile sunt mai mari. Noul proiect propus de Comisia Europeană vine pe fondul valorilor record de anul trecut, înregistrate la prețurile gazelor naturale în Europa. Totodată este înregistrată și o creștere explozivă a cererii de gaze naturale. Proiectul care ar urma să fie propus pe 2 martie are în vedere un set de măsuri care să refacă sistemul energetic european cu scopul de a stopa creșterile bruște de prețuri. Consumatorul va avea de câștigat atâta timp cât cele două funcții sunt separate. Funcția comercială, care se bazează efectiv pe cerere, pe ofertă, pe jocul prețurilor și care trebuie să rămână în concordanță cu aceste variabile care sunt în piață, și cealaltă funcție care poate să fie o funcție strategică, o funcție deținută de o companie strategică. Până pe 30 septembrie, în fiecare an, Comisia Europeană propune statelor membre să-și asigure un nivel minim de depozitare. În aceste condiții, consumatorii pot avea de câștigat de pe urma noii măsuri. În această situație ar beneficia toată lumea. Pe de o parte, prețurile ar fi puțin afectate de eventualul joc nefavorabil al evoluțiilor prețurilor vară-iarnă, iar pe cealaltă parte am avea gaze mai multe în depozit, respectiv o securitate energetică suplimentară. Potrivit datelor, Uniunea Europeană importă aproximativ 90% din gazele naturale pe care le consumă, dintre care 40% provin din Rusia. Producătorii spun că se văd nevoiți să mai ridice prețurile pentru a supraviețui în urma exploziei facturilor la gaze și energie, iar în piață se vehiculează creșteri de până la 30%. Jucătorii din industria alimentară spun însă că la astfel de majorări ar pierde piața și vor face cale liberă produselor din afara țării. Dar de o majorare de aproximativ 10% tot nu scăpă. Deși tot felul de specialiști anunță o apocalipsă a prețurilor, cei din industria alimentară încearcă să oprească acest val de declarații care anunță scumpiri cu 30% a produselor. Vor fi majorări de prețuri absolut normal în toată Europa. Avem inflația care va duce la majorări de prețuri. Când și cât de mult, greu de spus. Carnea, porcul de obicei, la ora actuală stă încă pe loc. Pâinea văd că s-a stabilizat. Legumele și fructele sunt o necunoscută, pentru că este la începutul viitorului sezon, la sfârșitul sezonului trecut. Deci la legume și fructe poate să oscileze prețul. La lapte iar este un mister.
Dar ceea ce vă spun este că la ora actuală majorări de prețuri pe rețelele de vânzare nu prea au loc de vreo două săptămâni, sunt blocate. Cu toate acestea, spectrul creșterii prețurilor produselor alimentare pare inevitabil. Oamenii din industria alimentară spun totuși că nici carnea, nici laptele sau ouăle nu vor ajunge produse de lux. Și dintr-un motiv simplu, dacă românii nu au bani să cumpere, rămân cu produsele pe rafturi. Toți avem nevoie de prețuri mai mari pentru a trece de pe iada proastă pe care o avem și pentru a încerca să avem și noi un profit cât de mic. Acum, când vreau să fac un profit, când vreau să cresc prețurile, declar acest lucru. Dar 30% mi se pare iarăși exagerat. Adică mai bine spun 100% ca omul să se aștepte la 10%. Cam asta este jocul vieții. Dacă mâine scumpim toate cu 30%, întreb și eu cine mai cumpără. Și producătorii români mai au o teamă în privința unei escaladări a prețurilor. Concurența cu produsele din afara țării. Dacă ridicăm prețurile foarte mult, vor veni aceleași produse din comunitatea europeană mai ieftine. Pentru că ea se joacă altfel cu prețurile. Și atunci s-ar putea să pierdem piață. La ora actuală, orice majorare de preț care se va face și se va face, trebuie să fie de fiecare producător gândită. Nu poți să te mai arunci ca înainte să spui cu cât scumpim. 30%, 40%, nu. Acum vorbim de câteva procente în plus sau în minus și de încercarea de a rămâne în piață. Deocamdată nici guvernanții nu știu ce au de făcut. Ba vor să reglementeze prețurile la energie, ba vor să plafoneze prețurile la anumite produse alimentare, însă totul este la nivel declarativ. Pe rafturile magazinelor găsim din ce în ce mai multe alimente care ne pot pune sănătatea în pericol. De exemplu, două tipuri de salam în care a fost identificată o bacterie periculoasă au fost retrase de producători de la vânzare. Într-un alt caz a fost vorba despre 21 de tone de portocale din Turcia, care conțineau pesticide peste limita admisă. Două tipuri de salam în care a fost identificată Listeria monocytogenes au fost retrase de producători de la vânzare. Ca urmare a controalelor efectuate de inspectorii sanitari veterinari din cadrul Autorității Naționale Sanitari Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, au fost descoperite produse sau alimente contaminate cu Listeria monocytogenes. Această bacterie este o bacterie foarte periculoasă, este o îngrijorare mondială numărul 1 în ceea ce privește bacteriile. Ea se datorează lipsei de igienă în spațiile de producție. Lotul avea 53 de kilograme, a fost comercializat într-un singur magazin, iar cantitatea de aproximativ 50 de kilograme a fost retrasă de la raft. Cei care au achiziționat acest produs să-l readucă în magazin sau să-l distrugă. Tot în această săptămână au fost peste 21 de tone de portocale cu pesticide, dintre care doar o tonă a ajuns la 3 depozite, dar întreaga cantitate a fost recuperată și transmisă către neutralizare. Tot în această săptămână au mai fost 19 tone de castraveți contaminați cu pesticide, 20 de tone de mandarine, dar acestea au fost oprite la intrarea în România și acestea nu au ajuns la comercializare. Comercianții care vând produse contaminate riscă sancțiuni drastice, dar și închiderea unităților. Până nu identificăm sursa contaminării, această unitate sau va fi închisă până la finalizarea anchetei. Se vor recolta probe din tot spațiul de producție și atunci când toate vor ieși conforme, abia atunci se va redeschide această unitate. Acest fenomen se poate stopa prin creșterea nivelului de control, ceea ce noi am făcut. România va ieși din valul 5 pandemic în aproximativ o lună, estimează medicul și cercetătorul Octavian Jurma. Previziunea se bazează pe faptul că numărul infectărilor SARS-CoV-2 coboară în ritm alert. Ultimele cifre indică 12.300 de cazuri, iar medicul se așteaptă la raportări de sub 10.000 de săptămâna viitoare. Nu este însă cazul să renunțăm la restricții, avertizează tot Octavian Jurma. Omicron a dezvoltat o subvariantă care pare să ne îndepărteze de finalul pandemiei. Numărul de noi infectări a scăzut cu peste 2000 în numai o zi, de la aproximativ 14.500 ieri la 12.300 astăzi. Există însă temeri că valul 5 s-ar putea prelungi din cauza subvariantei BA2 a tulpinii Omicron. Un studiu
al cercetătorilor japonezi arată că aceasta generează variante de boală grave. De asemenea, este rezistentă la unele antivirale și la anticorpii monoclonali. Tocmai de aceea discuția despre relaxare sunt prematură. Este mult mai util să discutăm despre victorie după ce am trecut linia de sosire. Cu rezerva că nu știm exact ce va produce BA2 în România. Știm că la ora aceasta este probabil undeva între 15 și 20% din totalul secvențierilor. Săptămâna trecută a fost la 12, aproape de 13% și este în creștere. Deci cu această rezervă vom covorâ sub 10.000 de cazuri pe zi săptămâna viitoare și la începutul lunii martie să coborâm sub 5.000 de cazuri pe zi. În aprilie, înainte de sărbători, România ar putea ajunge așadar la o incidență care să permită o relaxare a măsurilor sanitare. Dar asta numai dacă vom păstra regulile cu strictețe până atunci, spune medicul Octavian Jurma. În continuare vin cifre deloc liniștitoare. Alți 148 de oameni au murit din cauza COVID, iar la ATI sunt 1117 pacienți. În plus, sub varianta BA2 a tulpinii Omicron poate da toate planurile autorităților peste cap. Este cam cu 50% mai infecțios decât BA1. Asta înseamnă că BA2 poate reinfecta cu 50% mai repede o persoană care a fost deja infectată. Imunitatea produsă de BA1 oferă o protecție bună, dar nu suficient de bună să împiedice reinfecția. Din fericire, vaccinarea care este ținută spre o zonă cu o conservare mare din zona care se leagă de receptor, acel receptor binding domain, se păstrează aproape că vaccinul este chiar mai eficient față de BA2 decât față de BA1. Procentul celor imunizați poate preîntâmpina un nou val pandemic, spune medicul Octavian Jurma. Dar putem asista și la o prelungire a valului 5 sau chiar la un nou vârf dacă lăsăm prematur garda jos în lupta cu temutul coronavirus. Eugen Tomac este noul președinte al Partidului Mișcarea Populară. Tomac a fost ales în cadrul congresului extraordinar care a avut loc astăzi la Sinaia. Vă mulțumesc mult pentru această onoare și încredere cu care m-ați încărcat din nou. Vă promit că voi face tot ce îmi stă în putință pentru a nu vă dezamăgi. Și vreau să știți că această echipă pe care ați mandatat-o astăzi să ducă mai departe destinele partidului va face tot ceea ce stă în putință pentru ca nimeni să nu rămână în urmă. Să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca principiile și valorile pentru care luptăm noi să reziste pe scena politică extrem de complicată din România. România are nevoie de aceste voci credibile, de mesajul nostru, de puterea cu care avem șansa să-i convingem pe oameni că merită să se uite cu speranță spre noi. Între timp, aurul se rupe la vârf, este scandal între cei doi lideri ai partidului, George Simion și Claudiu Târziu, totul după ce Simion ar fi încercat o apropiere de PMP, iar Târziu s-a opus. Cei doi vorbesc acum despre trădări și cuțite înfipte în spate. După ce au apărut informații despre faptul că liderul AUR, George Simion, a încercat o negociere cu reprezentanții PMP în scopul unei alianțe politice, colegul său, Claudiu Târziu, a ieșit la rampă și a acuzat că Simion nu l-a consultat în această problemă. Poate fi o opinie personală și o luăm ca atare. La nivelul conducerii partidului nu am stabilit nimic în acest sens. Dar nu că așa nu mai reușim să ne înțelegem. Literă de lege pentru partid. Și atât. Deci partidul are o conducere aleasă în mod democratic, statutară, legală, care va hotărâ în ce direcție merge partidul. Încercând să mai stingă din scandal, George Simion a postat pe contul de Facebook un mesaj cum că e în relații bune cu Târziu. Simion a mai spus că îi mulțumește colegului său că nu l-a vândut așa cum ar fi fost îndemnat să o facă. Am decis împreună convocarea congresului partidului pe 27 martie. Îi mulțumesc lui Claudiu Richard Târziu pentru faptul că nu m-a vândut cum mi s-a șoptit în urechi de atâtea ori și cum mi s-a șoptit și mie. În ciuda a zeci de știri panicarde, unitatea ne va caracteriza și de acum înainte
cuvinte. Iertați-ne, fraților, a scris George Simion. Însă reacția lui Claudiu Târziu a fost departe de ceea ce aștepta Simion. Acesta i-a reproșat partenerului său politic că l-a jignit de moarte. Am devenit extrem de sensibil la acest spectru care marchează istoria lumii. Trădarea. Iuda este simbolul absolut al lui. De aceea, simpla bănuială a trădării mi se pare dezonorantă. Slavă Domnului, până azi, nici nu și-a permis nimeni să presupună că aș fi capabil să vând pe cineva. Până azi, când un frate, încercând să mă complimenteze, m-a jignit de moarte. Vezi bine, nu l-am vândut, deși mi s-ar fi propus. Cine ar fi îndrăznit vreodată să-mi propună o asemenea mișelie? Mister, nu întorc și obrazul celălalt, ci doar spatele, care e plin de rănile cuțitelor care mi-au fost înfipte în el de-a lungul vieții. A transmis Claudiu Târziu. Astăzi se împlinesc 146 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuș, ziua artistului care a creat o punte cu Raiul, Colana Infinitului. Este sărbătorită an de an. Constantin Brâncuș face parte dintre artiștii de seamă care au modificat gândirea plastică și a avut o contribuție esențială în transformarea sculpturii tradiționale în sculptură modernă. Am făcut piatra să cânt. Sculptorul Constantin Brâncuș s-a născut în anul 1876 la Hobița, în județul Gorj. Și nimeni nu știa din acea familie de țărani că va zbura un geniu. Un zbor care a început la 20 de ani. Atunci Brâncuș a început să călătorească. A mers la Viena, pe Dunăre și s-a angajat cioplitor în lemn pentru a câștiga banii necesari șederii acolo. Ambiția lui era să devină sculptor și 2 ani mai târziu a fost admis la Școala de Arte Frumoase din București. Încă din timpul studenției, lucrările sale au fost premiate, iar în 1903, Brâncuș a primit prima comandă a unui monument public, bustul generalului medic Carol Davila. Instalat la Spitalul Militar din București, bustul reprezintă singurul monument public al lui Brâncuș din București. Un an mai târziu pleacă la Viena și München, iar apoi s-a decis să meargă la Paris, o călătorie costisitoare pentru un om cu un venit modest. O călătorie pe care a făcut-o mai mult pe jos, cu geanta la spate, dar din care a învățat să privească departe, cât mai sus. Așa se face că an și an la rând, din mâinile sale, au ieșit celebrele capodopere Sărutul, Muza adormită, Prometeu, Domnișoara Pogani, Nou-născutul, Pasărea măiastră sau Cumințenia pământului. Însă toate acolo, la Paris, oraș care i-a devenit casă și atelier. Cu toate astea nu a uitat niciodată că este un fiu de țăran. Ba chiar se spune că atunci când intra în lumea bună de la Paris, era prezentat ca un prince paysan. Prințul Brâncuș a rămas toată viața țăranul din Hobița, atelierul lui fiind mobilat cu covoare oltenești, laviță și un tuci pentru mămăligă. Arta trebuie să apropie, iar nu să depărteze. Să umple, iar nu să sape prăpăstii în bietele noastre spirite și așa destul de răscolite de întrebări. Și a rămas atât de lipit de țara sa natală încât prin testament a lăsat moștenire statului român tot ce avea în atelierul său. Peste 80 de sculpturi, cu condiția ca atelierul să fie transformat în muzeu și restaurat în starea sa originală. Moștenirea sa a fost refuzată de guvernul comunist. Abia în 1964, Brâncuș a fost redescoperit în România ca un geniu național, iar ansamblul monumental de la Târgu Jiu cu coloana fără sfârșit, Masa Tăcerii și Poarta Sărutului a putut fi amenajat și îngrijit după ce fusese lăsat în paragină un sfert de veac și fusese foarte aproape de a fi fost dărâmat. Pe 16 martie 1957, artistul s-a stins din viață departe de pământul românesc. Este înmormântat în cimitirul Montparnasse din Paris. Zeci de mii de peturi au fost reciclate în doar câteva luni de elevii unei școli din județul Alba. Școlarii au fost stimulație cu premii în monede virtuale. Fiecare deșeu reciclat este echivalentul unui ciuguban, așa cum este numită moneda virtuală a localității. Astfel, elevii pot utiliza sumele acumulate pentru proiecte școlare, echipamente smart sau excursii. Comuna transilvaneană Ciugud a devenit cunoscută nu doar pentru propria monedă virtuală, ci și pentru faptul că a reușit să-i determine pe tineri să se implice în activități de reciclare. 50.000 de peturi și ambalaje au fost strânse de elevi. Pentru fiecare deșeu reciclat, copiii au primit un ciuguban, iar până în momentul de față au fost acumulate 50.000 de astfel de monede. Ambalajele au fost strânse într-o mașinărie de reciclat
confruntată chiar la intrarea în școală. Sunt momente în care pur și simplu trebuie să golim acele recipiente de colectare de câteva ori pe zi, pentru că părinții împreună cu copiii vin la acest roboțel de reciclare și aduc peturile pe care le strâng pentru o perioadă mai lungă de timp. Au fost momente amuzante în care ne-au și blocat roboțelul pentru că au dus unii dintre ei pe malul râului Mureș pentru a aduna și peturile de acolo. Proiectul nu doar că îi stimulează pe membrii comunității să recicleze, dar le aduce și beneficii elevilor. Ciugubanii sunt transformați în bani reali cu ajutorul sponsorilor, care mai apoi sunt direcționați către școală cu scopul de a fi folosiți pentru organizarea excursiilor și cumpărarea echipamentelor smart. Pe clasă au primit conversia banilor reali. Practic, pentru un ciuguban, noi am aplicat aceeași soluție care ar urma să se aplice și în momentul în care sperăm noi să intre în vigoare legea garanției, adică 50 de bani pentru un PET, un ambalaj reciclat. Comuna Ciuguban a devenit prima comunitate din România care și-a dezvoltat o monedă virtuală. Proiectul a fost inițiat în vara anului trecut. Mergem la Constanța, pentru că patronii de la Malul Mării se plâng din nou de situația plajelor lărgite. Aceștia spun că nu au voie să întreprindă vreo activitate comercială și astfel nu au cum să pună la dispoziția turiștilor șezlonguri sau să organizeze beach baruri. De cealaltă parte, turiștii sunt nemulțumiți că nu se pot relaxa cât mai aproape de apă. Și anul acesta, turiștii care își vor petrece concediile în stațiunea Mamaia vor fi nevoiți să își aducă șezlonguri din hotel până pe malul mării. Plaja din zona a fost lărgită, însă turiștii nu se pot relaxa din cauza că spațiul nu a fost amenajat corespunzător. Deocamdată lucrurile stau exact ca anul trecut și noi trebuie să avem timp să ne organizăm. Agențiile de turism trebuie să aibă timp de a organiza pachete. De suferit vor avea și operatorii din turism care vor pierde clienți. Stațiunea Mamaia este cea vizată pentru că este cea care a pierdut cei mai mulți turiști și va pierde anul acesta și mai mulți turiști. De ce? Pentru că anul acesta se vor vedea repercursiunile experiențelor nefaste trăite de turiștii din Mamaia în anul care a trecut. Iar această situație neplăcută mai durează deoarece în acest moment nu există un cadru legislativ care să le permită operatorilor de la Malul Mării să amenajeze plajele. Apele române trebuie să obțină o derogare de la legislația actuală care să permită atribuirea sectoarelor noi către operatorii de plajă deja existenți. Derogarea de la lege se poate face și printr-o ordonanță de urgență. Știri externe acum. Furtuna Eunice continuă să afecteze nord-vestul Europei, iar meteorologia anunță că sunt așteptate rafale puternice pe coastele germane. Furtuna a lăsat în urmă sa pagube materiale semnificative și cel puțin 9 morți. Formată în Irlanda, furtuna a trecut vineri peste o parte a Regatului Unit, apoi nordul Franței, Benelux, înainte de a-și continua drumul spre Danemarca și Germania, unde o mare parte din nordul țării a fost plasată în alertă roșie. Furtuna Eunice a provocat pagube uriașe în Marea Britanie. 250.000 de case sunt fără energie electrică, iar rețelele de trenuri sunt paralizate de copaci căzuți din cauza vântului puternic. De asemenea, companiile aeriene au anulat sute de zboruri de pe aeroporturile din Londra, iar șoferii au fost avertizați să facă doar călătorii esențiale. Furtuna a distrus și un simbol al Londrei. Acoperișul celebrei arene O2 a fost spulberat de vijelie. Și, din păcate, există și victime. La Londra, o femeie în vârstă de 30 de ani a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care era pasageră, iar un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost ucis în apropiere de Liverpool după ce crengi și copaci au lovit parbrizul mașinii în care se afla. În Olanda, 4 persoane au fost ucise potrivit serviciilor de urgență din cauza căderii copacilor sau în accidente. La Haga, 10 de case au fost evacuate de teama prăbușirii clopotniței unei biserici.
În Belgia, o macara s-a prăbușit pe acoperișul unui spital din orașul Tournai în urma rafalelor extrem de violente, iar meciul de fotbal dintre echipele Hand și Sereng a fost amânat după ce acoperișul stadionului din Hand a fost avariat. Nici în Polonia situația nu a fost mai bună. Acoperișurile a aproximativ 500 de case au fost smulse, iar sute de arbori au căzut, în timp ce oamenii au rămas fără electricitate. În Germania, un val uriaș a lovit un feribot la bordul căruia se aflau mai mulți pasageri. Totodată, nici trenurile din jumătatea nordică a Germaniei nu au funcționat, iar zeci de zboruri ale companiei aeriene Lufthansa au fost anulate. Vântul a atins chiar și 151 de kilometri pe oră, iar un șofer a fost ucis în urma căderii unui copac pe vehiculul său din Renania de Nord-Vestalia. Peste ocean au avut loc ciocniri violente în capitala Canadei, Ottawa, unde autoritățile au decis să înlăture pe protestatarii antivacciniști care ocupă centrul orașului de săptămâni întregi. Aceștia nu au vrut însă să plece, astfel că au izbucnit tensiuni, în urma cărora mai multe persoane au fost arestate, iar altele au fost lovite de caii poliției. Avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Așa a decurs una dintre ciocnirile dintre poliția din Ottawa și protestatarii antivacciniști. Câteva persoane au fost prinse sub copitele cailor, însă potrivit poliției, ele au scăpat nevătămate. Poliția a intervenit în forță după aproximativ o lună în care protestatarii antivacciniști au ocupat centrul orașului Ottawa, precum și mai multe poduri și artere principale. Mulți locuitori ai capitalei Canadei s-au plâns însă și de zgomot, precum și de faptul că au fost hărțuiți de protestatarii antivacciniști. Poliția a indicat că unii protestatari au încercat să ia cu forța armele ofițerilor. Cel puțin 100 de persoane au fost arestate și 21 de tiruri au fost ridicate. Printre persoanele reținute se numără și 4 lideri antivacciniști. În urma intervenției poliției, unii șoferi de tir au preferat să plece singuri, însă mii de protestatari au rămas în continuare pe poziții. Final de jurnal, doamnelor și domnilor, pe V1 TV urmează Europeo. Eu vă dau din nou întâlnire la principalul jurnal al zilei, la ora 18. O zi excelentă, toate cele bune!